Furtul s-a petrecut pe o plajă din Vama Veche în cursul dimineții. Tânărul de 24 de ani a acționat împreună cu un prieten. Păzit de complice, bărbat a cărui identitate nu este cunoscută încă, tânărul a profitat de faptul că turistul adormise și a trecut la acțiune. A cotrobăit în lucrurile acestuia și a furat borseta plină cu acte, carduri de credit și bani, precum și telefonul mobil. O patrulă de jandarmi a observat pe cei doi și a somat verbal. Bărbații au luat-o la fugă imediat, însă tânărul de 24 de ani a fost prins din urmă și imobilizat în apropierea locului unde s-a petrecut furtul. Bărbatul a fost condus la sediul de poliție pentru a da declarații și și-a recunoscut fapta. La percheziția corporală asupra sa au fost găsite și bunurile sustrase. Acestea aparțineau unui turist polonez de 21 de ani și au fost înapoiate păgubitului. Cât despre autorul furtului, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat. Polițiștii din cadrul secției 3, Poliție Rurală Mangalia, au deschis o anchetă urmând să dea și de urma complicelui bărbatului.